Pentru marcarea Zilei Mondiale a Protecției Civile la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj a fost organizat și desfășurat un ceremonial militar restrâns și au fost prezentate atât o serie de repere importante ale dezvoltării activității de protecție civilă desfășurate de unitate în ultimii ani, cât și noua tehnică din dotarea salvatorilor sălăjeni. Pe parcursul festivității au fost înaintați în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim, în grad un ofițer de la gradul de locotenent la cel de capitan și 4 subofițeri de la gradul de plutonier major la cel de plutonier adjutant. Această aniversare importantă oferă prilejul rememorării faptelor de eroism ale cadrelor din structurile de protecție civilă care, de-a lungul anilor, prin misiunile desfășurate pentru salvarea cetățenilor amenințați de conflictele militare, calamitățile naturale și alte catastrofe, au făcut ca numărul victimelor umane și a pagubelor materiale să fie cât mai mic posibil. Ziua Mondială a Protecției Civile a fost instituită printr-o decizie a Adunării Generale a Organizației Internaționale a Protecției Civile în anul 1990. În 2021, Organizația Internațională a Protecției Civile își va sărbători cea de-a 90 aniversare, fiind astfel una dintre cele mai vechi organizații internaționale din lume. ICEDO este dedicată protecției populațiilor civile, a bunurilor și a mediului împotriva dezastrelor de origine naturală sau provocate de om. Curajul și determinarea sunt calități de care va fi nevoie și mai mult pentru a face față crizei complexe prin care trece comunitatea globală de la sfârșitul anului 2019, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Tema din 2021 a Zilei Mondiale a Protecției Civile face apel la o protecție civilă puternică pentru protejarea economiei naționale. Pentru a controla și chiar a opri răspândirea coronavirusului, multe țări au pus în aplicare măsuri stricte, inclusiv izolarea și închiderea frontierelor pentru a limita circulația oamenilor. Acest lucru a cauzat perturbări majore în sectorul economiei la toate nivelurile, cunoscând faptul că în multe cazuri planificarea bugetară este alcătuită în funcție de situații obișnuite, este imperativ să regândim strategii naționale, luând în considerare situații excepționale din perspectiva protecției civile pentru comunități. Organizația Internațională a Protecției Civile este o organizație interguvernamentală al cărui obiectiv este să contribuie la dezvoltarea de către state a structurilor care asigură protecția și asistența populației, precum și protejarea bunurilor și a mediului în caz de dezastre naturale sau provocate de om. Organizația are de asemenea ca misiune încurajarea cooperării și solidarității reciproce între structurile naționale de protecție civilă ale statelor membre. În prezent, Organizația Internațională a Protecției Civile are 59 de state membre, 16 state cu statut de observator și 23 de membri afiliați. Adunarea Generală este autoritatea supremă a organizației și este alcătuită din delegați reprezentând statele membre. Marcarea Zilei Mondiale a Protecției Civile are ca scop aducerea în atenția opiniei publice importanței vitale a protecției civile și sensibilizarea cu privire la pregătirea și măsurile de prevenire și de autoprotecție în caz de accidente sau dezastre. Totodată cu acest prilej se aduce un tribut eforturilor, sacrificiilor și realizărilor tuturor serviciilor naționale responsabile cu lupta împotriva dezastrelor. În România, actul de naștere al protecției civile este considerat în altul decret regal numărul 468 din 28 februarie 1933, care aproba regulamentul apărării pasive contra atacurilor aeriene. Prin acestea s-a stabilit că apărarea pasivă este pregătită și pusă în aplicare pe întregul teritoriu de Ministerul de Interne prin Comisia Superioară de Apărare Pasivă. Astfel, în România, Ziua Protecției Civile se sărbătorește la data de 28 februarie.